Direcțiile din cadrul primăriei Chișinău vor lucra de azi în regim non-stop până la Paște pentru a curăța orașul, chiar dacă meteorologii au anunțat ploi pentru această săptămână. În acest context, Silvia Radu i-a avertizat pe pretori în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei că trebuie să iasă din birouri și să verifice starea lucrurilor din sectoarele ce le aparțin. Deci, vă rog foarte mult, nu stați în birouri, mergeți în teren. Eu vă rog, nu prima dată să mergeți în teren, dar văd că voi nu prea înțelegeți lucrul ăsta. Deși natura pare să ne fi rezervat încă multe surprize, Silvia Radu este încrezătoare că orașul va arăta lună până la Paști. Faptul că va ploua săptămâna aceasta nu înseamnă că întreprinderile nu trebuie să funcționeze. Există echipamente speciale de intervenție în cazul și ploilor și neploilor. Cred că ploile nu pot încurca inspecțiile. Se poate lua o umbrelă și se poate de circulat cu umbrelă și sper eu că acest lucru se va întâmpla și atunci când nu va ploua să se intervină în domeniul curățeniei. Amintim că săptămâna trecută Silvia Radu a emis o dispoziție prin care până la 6 aprilie în Chișinău va avea loc curățenia de primăvară.